Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară vom juca păcălici. Păcălici este un joc de copii, dar se joacă și de cei maturi, bineînțeles peste 18 ani, pentru că se joacă din 4 în 4 ani la alegeri. Este un joc de cărți. Cărțile întâi se prepară ca să poți să faci jocurile, întâi se fac cărțile. Unde se fac cărțile? Păi cărțile se fac la Cotroceni, la Moscova, la Bruxelles, la Vila Snagov 2 Lac, dar unde nu se fac cărțile. După ce se fac bine cărțile, se împrăștie cărțile. Când se împart cărțile, cel mai important e să fii în cărți. Că dacă nu mai ești în cărți, adio! Adio Intercontinental, adio Bancorex, adio Elvila, pa! Te uită lumea că nu mai ești în cărți. După care încep alegerile. Se alege câte o carte, se fac perechi, care rămâne ultimul pe lista dumneavoastră, subsemnatul păcăliciul de servici. Să vedem ce perechi putem face în această seară. Ia să vedem. Uite, țărănist cu, să vedem ce extragem, penelist. Pereche. Da, poate la locale, poate la generale, poate altă dată. Mai vedem aici din grupa asta. Da, uite, Ciorbea. Cu cine? Cu Vasile. S-a întâlnit moțul cu proezia. Păcăliți au fost ăștia săraci amândoi, rău de tot. Bună pereche fac. Ia să mai vedem de aici. Opa, Radu Sârbu. Trăiți, domn președinte. Cu Hrebenciuc. Trăiți, șeful. Ăștia au grade mari la noi la păcălici. Bă, figuri importante, uite. Poză și din față și din profil. Jocuri mari, miză mare, aici zice miză, nu mită. Ia uite, o pereche din trei, Decebal, Traian și Remeș. Tripleți, tripleții mami, tripleți. Visați lei verzi pe pereți. Poate măcar azi de 1 aprilie un leu să facă pereche cu un dolar. Aici avem o carte singură, singurică. Uite la aia, sărăcuță. Ce ai rămas, mă, singură așa? Au plecat? Roman. Da, uite, popă de inimă ruși. Păi ăsta poate să facă pereche cu oricine, numai în cărți să fie. Ce mai avem aici? Inimă roșie, una, două, trei, patru. Careu de inimă roșie, patru later. Păi, ia stai să vedem dacă nu facem și o pentagonală, dacă n-are bunicuță în coadă. Ia uite acolo așa. Ivan cel groaznic cu Ionica cel viteaz. Sigur că e viteaz. Păi nu s-a luat el de american să-i plăznească, să-i ducă în banca lor? Viteaz, nu? A, uite, viteaz de inimă roșie. Mi-ai luat inima în America. Sau în Asia. Că văd că-s legați. Dom'le, inima roșie, ce e la cărți? Cupă sau pică? Ce? Cupă? Da, eu credeam că pică. Foarte bine. Ia să facem noi un gest istoric. Fii atent aici.
La Ionică, cel viteaz. Dăm 4-6 trebuia făcut. Uite, Cole. Te adorul, bunicuțu? Uite, ți-a mai rămas puțină codiță roșie. Mă rog, azi se potrivește că e 1 aprilie, dar parcă văd că mâine o noadă înapoi. Bun, să vedem aici ce mai avem. Mai avem pe ăștia. Hopa, hopa. Doi pe o carte. Mele și Canu. Uite, ăsta are o față așa și o față așa. O față într-o parte, o față într-o parte. Mele și Canu. Bă, colonii ăștia ce sunt? Pop sau valeți? Că la noi în cărți, dacă te uiți, vezi numai popi. Dame sau valeți? Ași nu prea avem. Asta e Meleșcanu. Cine știe ce cărți ascunse are și ăsta prin dosare? Măgureanu să mai știe. Uite, pe Măgureanu nu l-am văzut, nu fi în cărți? Prematur de zis. Hai să ținem și pe el la o parte, să vedem și ultima carte. E-mail Constantinesc Ro. Că m-a tâmpit de tot globalizarea asta, văd numai internet. Emil Constantinescu. Hai să vedem cu cine face pereche. Păi cu ăștia nu, greu îi găsești lui ăsta pereche. Gata, dăm cărțile pe față. Meleșcanu, Constantinescu, Iliescu. Hai să vedem. Alegeri. Cine trage? Are cineva curaj? Dreapta sau stânga? Stânga sau dreapta? Sau nu contează? Vorba poetului. De-o fi una, de-or fi alta, noi vom ști în turul doi. Păcălici vom fi cu toții, fiindcă n-avem oameni noi. Avem foști, iar dacă din reformă ei promit să facă bici, or să audă pliciul ăsta un popor întreg de păcălici.